Orașul Toledo în sine este renovat datorită războiului civil, când, fiind o fortăreață a franchiștilor într-o zonă de republicani, a suferit un asediu și o distrugere destul de importantă. Belvedere spa Toledo. Transfocat. Stradă comercială. Catedrala. Cel mai mare. De ce făceau închizitorii? Erau, deci, tribunal religios. Cei care erau considerați că erau eretici, că erau împotriva religiei catolice, îi judecau. Nu se era mai rău ca era pe cea mai veche a catedrale. De secol 13. Palatul Cardinal, Palatul Arhiepiscopal. Și acolo este podul pe unde trece fiecare dintre cardinalul. Două ori pe an. O dată de Corpus Christi, când iese în procesiune acel sagrariu, și o dată pe 15 august, când iese în procesiune statuia Fecioarei. Altă episcopală. Și când de asemenea se deschide, când este un mare păcătos. Thank you.
Mascota orașului. Actualmente este Palatul Președintelui Regiunii Castilia León și este o întâlnire acum a guvernului Castilia-La Mancha. Leone de parte. De Castilia La Mancha. Local este singurul guvern socialist care a mai rămas în picioare după atâtea scandaluri. Un magazin din Toledo. $1000 și mângâie că ței pe burtă. Ia unghi mai ne dorește ghidul, deja câțul și așa. Fratele, fratele Pitex,
Va bene, lighting over the wheel there, aren't we, underneath the gear on the wheel. San Marco, pe dreapta, San Martin, fortificațiilor arabe. Arabe. Și romane, o parte chiar romane. Pe un girat de perle? Has oído eso la radio? De paso. Titulele vechi ale orașului. La lumina atrag și eu ce pot și în timpul în care pot.
parcul municipal. În afara zidurilor cetății, moment de liniște și reculegere. Iarăși zidurile. Parte ziduri. Gigi Romani, habar n-am, nu vedeam. Era un palco din Toledo. Orașul nou.